Numărul ucrainenilor la nivel național care au intrat în România este în scădere. Potrivit Poliției de Frontieră, în data de 9 martie, la nivel național, prin punctele de frontieră au intrat în România peste 69.000 de persoane. Dintre acestea, 23.546 sunt cetățeni ucraineni, ceea ce duce la o scădere cu 18,4% față de ziua precedentă. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 8.860 de cetățeni ucraineni, ceea ce reprezintă o scădere cu 16,4%, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 12.978 de cetățeni ucraineni, ceea ce duce la o scădere cu 2%. În ceea ce privește ieșirile din România, au părăsit teritoriul țării noastre 82.737 de persoane, dintre care 24.475 cetățeni ucraineni. Trebuie menționat faptul că de la declanșarea acestei crize până la data de 9 martie, la nivel național au intrat în România 343.515 cetățeni ucraineni și au ieșit 258.844.